Salutare, bine ați revenit pe canal. Astăzi vreau să ne uităm împreună peste cele mai importante știri din spațiul cripto. Un like, un subscribe mă ajută foarte mult și vă mulțumesc. Panică pe piețe, Bitcoin a pierdut zona de 39.000 de dolari, probabil ați văzut și voi, s-a dus cred că și mai jos. Mare parte din explicația are legătură cu faptul că și cei de la FTX au vândut aproape 1 miliard de Bitcoin prin ETF-ul celor de la Grayscale și atunci se explică așa în mare, acestea este și știrea de unde au fost așa outflow-urile de pe piața cripto. Acum, în teorie, spun și cei din articol, acum că FTX și-a cam terminat de vândut ce aveau, ce dețineau, presiunea de vânzare ar trebui să scadă și să fie doar așa un eveniment unic și atunci să vedem o potențială consolidare și reîncercare a prețului Bitcoin să crească. Acum, dacă ne uităm așa per total, pe GBTC s-au vândut peste 2 miliarde de dolari echivalente în Bitcoin. Dă seama ce sumă uriașă. Acum, ce pot să zic, cum am zis și în videoul de ieri, în caz că l-ați ratat, vă arătam zonele de suport. Era prima zonă la 40.000, ceva de genul, era următoarea spre 38.000 și următoarea la 31.000. Ce ziceam la zona de 40.000? O să cumpăr multe altcoinuri, dar nu ca un descreierat, ci doar o să bag degetul în apă, la fel cum te duci la mare și îți bagi așa piciorul să vezi cât e de caldă apa. Dacă ajunge Bitcoin spre 38.000 de dolari, am zis buy more altcoins. Asta am făcut astăzi. Am cumpărat un proiect, din punctul meu de vedere, foarte important în spațiul cripto și îl doream în portofoliu. Nu am apucat să-l acumulez în lunile trecute. Și acum, dacă tot am stabilit de unde este presiunea foarte mare de vânzare și de ce Bitcoin a căzut foarte mult, hai să trecem și la celelalte știri normale, ca în fiecare marți, și să începem cu adopția. Dacă doriți să mă susțineți. Vă mulțumesc anticipat. Firma specializată în custodie Taurus va aduce securități tokenizate către retail în Elveția. Aceasta este o știre foarte importantă pentru spațiul cripto din punctul meu de vedere. Reglementatorii din Elveția, FINMA, are denumirea aprobat acest marketplace TDX, acel de la Taurus, ca să ofere acțiuni bazate pe blockchain în companii nelistate către retail. Hai să vedem dacă găsim și ceva în detaliu. Acum, cine este în spatele celor de la Taurus? Sunt cei de la Deutsche Bank. Și atunci vor, prin acest marketplace TDX, se vor putea realiza tranzacții folosindu-se cripto, de asemenea, inclusiv valută, franco elvețian, euro și dolari. Acum, din punctul meu de vedere, asta ar trebui să ne dorim toți, să intre cât mai multe companii, să se realizeze așa legătura între Web2 și Web3, ceea ce ne dorim toți în spațiul cripto. O știre la fel de importantă din partea celor de la Polygon și mai ales celor de la Near. S-a semnat un parteneriat, ca să zic așa, între Polygon și soluția lor de dezvoltare a aplicații Chainuri, Polygon Chain Development Kit și cei de la Near pe partea de data availability și mai ales pentru a se construi ZK rollup-uri pentru Ethereum. Anunțul este de acum 5 zile, din 18 ianuarie, Fundația Near și cu Polygon Labs au anunțat că au făcut deja integrarea între Polygon și soluția de data availability a celor de la Near, astfel încât pe suita lor de produse Polygon CDK să poți să-ți lansezi L2 customizabil și să folosești data availability din partea celor de la Near Protocol. În caz că ați ratat short-ul meu de acum câteva luni, Near pe partea de data availability este de aproape 30 de ori mai ieftin decât Celestia. Momentan sunt în etapa de testnet. Foarte puține, uite aici și vedeți, comparate Near, Celestia, Ethereum înainte de, adică după Proto-Dan Sharding și Ethereum acum clasic. Uitați-vă ce diferențe mari sunt. Ethereum L1 este foarte scump pe partea de data availability și după acel upgrade care ar trebui să vină luna următoare,
upgrade-ul de în curs, chiar și așa o să coste foarte mult, ar costa 7,73 de dolari comparat cu 140, dar când comparăm cu Celestia ar fi 0,04, adică 4 cenți pe bloc, dar Near este, de v-am zis, aproape 30 de ori mai ieftin, costă doar 0,0016. De aceea, din punctul meu de vedere, Near ar trebui să îl aveți în vedere, nu doar ca și L1, ci și ca partea aceasta de data availability. O să existe foarte mult hype pe partea aceasta în bull market, din punctul meu de vedere, și atunci avem trei concurenți mari în acest spațiu, Celestia, care este primul venit, de aceea avem și un hype foarte mare. Urmează Avail, dacă mai țineți minte, am făcut un video, la asemenea o să acumuleze acel proiect, și ar fi Near. Și atunci sunt doar trei proiecte mari care sunt pe partea aceasta de data availability. Știți toți cât de mult contează pe toate aceste blockchain modulare, sunt cele trei layere, partea de settlement unde va fi Ethereum L1, partea de execuție unde vor fi 1 milion de L2, deci apar ca ciupercile, mare, mare grijă, o să fie foarte greu să ne dăm seama care din ele vor rezista pe termen lung și care vor avea și hype-ul necesar, astfel încât să ne aducă foarte mulți bani, iar pe celălalt layer de data availability, momentan doar Celestia, Near și Avail. Eu dețin Near, Celestia încă nu am acumulat, am acumulat un alt proiect astăzi pe dump-ul de pe piața crypto, și urmăresc să acumulez când va apărea și Avail. Acum, dacă Celestia va continua să scadă sau va ajunge la un preț pe care pe mine să mă facă să zic ok, pot să dețin long term, chiar dacă n-am luat la listare la bottom, o să cumpăr, dacă nu, am Near, o să acumulez Avail. Acum mă striga copilul de așa o pauză. Până la urmă, voi trebuie să înțelegeți că în spațiul cripto nu trebuie să le aveți pe toate monedele. Și dacă ați ratat, hai să zicem, Celestia, poate o să fie mega hype și pe Near când o să afle și lumea cât de tari sunt pe partea de data availability. Poate o să afle lumea și de Avail cât de tari este la fel pe partea de data availability. Și atunci, mai bine nu urmăriți o monedă care a pompat foarte mult și urmăriți proiectele care fac același lucru, la fel, fundamente foarte mari, echipe puternice. Acesta e sfatul meu, asta e abordarea mea, până la urmă voi știți cel mai bine, faceți cum considerați voi. Hai să vedem și încă o știre, dacă mai țineți minte, această platformă de crypto lending, Abra, își va da drumul la retrageri după ce a ajuns la o înțelegere cu reglementatorii din Texas. Mai mult de 200.000 de investitori vor putea să-și retragă aproape 300 milioane de dolari, echivalent cripto, conform unei înțelegeri între compania Abra și reglementatorii din statul american. Totul are legătură cu faptul că au fost dat în judecată, faptul că au fost considerate securities, ceea ce au oferit ei, și acum au ajuns la o înțelegere și oamenii își vor putea recupera banii. Mă bucur să aud chestia asta. Cel mai nașpa în spațiul cripto, din punctul meu de vedere, mi se pare să rămâi cu banii blocați, pierduți pe nu știu ce platformă, că ai încercat să faci un pic de yield, să câștigi un pic mai mult. Până la urmă, faptul că, nu știu, să zicem așa, ipotetic, ați cumpărat, nu știu, hai să zicem Solana, la, nu Solana, că ziceți că am ceva cu Solana, hai să zicem că ați luat, uite, EGLD, ați luat EGLD la, nu știu, 100 DCA și pe aia n-ați mai cumpărat și acum sunteți pe gaură, mai bine să aveți o gaură, doar că trebuie să așteptați și o să ajungeți pe plus decât efectiv să vă fi pierdut monedele și banii. Când i-ați pierdut prin tot felul de falimente pe la tot felul de platforme, sunt pierduți pe viață. Când doar avem o gaură, este doar o chestie temporară, pe termen lung, dacă acel activ este ce trebuie. Când o să vină și vremuri mai bune în spațiul cripto, o să vedeți că o să ajungeți inclusiv pe zero și chiar și pe profit. Sfatul meu este să faceți DCA pe proiectele foarte tari, să nu așteptați să ajungă prețul nu știu unde. Mai bine îți scazi media decât să aștepți. O știre și din partea celor de la Cosmos, a fost rejectată o propunere prin care se dorea să se reducă inflația la zero pe tokenul Atom. În caz că ați ratat videourile mele precedente, tokenul Atom este la fel ca și cel de la DOT, foarte inflaționist, dar acum câteva, să nu zic o prostie, săptămâni sau luni, s-a aprobat o propunere prin care s-a redus inflația, din ce țin minte 10% era maxim,
Și acum am avut inclusiv o propunere prin care să se reducă inflația pe token la zero, care a fost respinsă. Acum, propunerea a avut denumirea 868 și atunci ei vreau să reducă inflația minimă de la 7% la 0% și nu a trecut. 48,6% din validatori au votat împotriva propunerii, 25% de acord, iar 26% aproape s-au abținut și atunci a picat. Acum, sincer, știu că e așa la modă să ai un supply finit, să nu mai intre token în circulație. Asta s-a promovat așa pe spațiul media de foarte mulți ani, pe Twitter, pe YouTube și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, mie mi se pare mai ok ca și tokenomics să ai supply infinit, să ai o inflație mică care să-ți asigure stabilitatea și faptul că validatorii nu vor pleca și vor ține rețeaua în picioare și un burning acolo să dea bine la oameni, să se mai ardă un pic și din supply. Prefer aceste chain-uri, le consider mai de viitor decât cele care se lau de la început ca să prindă la oameni cu supply finit și ulterior, când ajung la supply-ul acela finit, o să realizeze marea majoritate dintre ele că dacă n-au ajuns rapid cu adopția la nivelul dorit, nu o să fie suficiente fiuri generate astfel încât să reziste rețeaua. Hai să vedem și o altă știre din partea celor de la Animoca. Am avut încă un hack. Mai țineți minte cum ziceam că nu există video despre știri fără un hack? Am avut un exploit de 15 milioane de dolari pe partea aceasta de contracte de token pe un joc, pe acest blockchain denumit Gamey, are denumirea la token GMEE. Anunțul a venit astăzi, o postare din partea celor de la Animoca Brands, pe urmă cei de la joc au confirmat că acest contract al lor, care era pe Polygon, a fost accesat în mod neautorizat și s-au furat 600 de milioane de tokeni și la data evenimentului acei tokeni valorează 15 milioane de dolari. Păcat că trebuie să zic în fiecare săptămână și câte o știre de genul. Hai să vedem dacă mai țineți minte acest proiect. Ondo, l-am prezentat și cred că, duminică, acum două zile, pentru membrii canalului. Dacă vă interesează să-l vedeți, aveți link în descriere cum să ajungeți membrii. E un proiect foarte interesant pe partea aceasta de tokenizare obligațiuni, real world assets, și la fel ca și cei de la Manta, au făcut o măgărie și aceștia. Au făcut un dump, au vândut o grămadă de token, cei din echipă, deși nu ar fi avut voie și nu trebuiau să vândă, i-au vândut 40 de milioane de token Ondo dintr-un multisig wallet și de asemenea încă un user, cel care i-a urmărit, a observat că și luni, deci nu numai că au vândut 40, au mai vândut încă 20 de milioane, la fel cei din echipă. Acum, în total, cred că au fost 20 cu 20 și atunci în total au fost 40 de milioane de token care au fost vânduți așa rapid luni și după această vânzare mare prețul a căzut cu 15% înainte să facă așa o mică revenire. Acum, ce pot să zic? Mare grijă cu proiectele noi, chiar dacă sunt așa pe fundamente ok, până la urmă sunt conduse de niște oameni, de niște echipe lacome. Dacă vă aduceți voi aminte, la fel au făcut și cei de la Optimism, acum câteva luni sau chiar un an, au vândut ceva token, că vezi, Doamne, nu știu ce le trebuia, la fel au făcut și cei de la Manta, în primele zile după lansare, au vândut o grămadă de token, au manipulat prețul și după aia au venit cu o explicație pentru, din asta, puerilă pentru copii de 2 ani, că vezi, Doamne, pentru a crește pe adopții în Asia și așa mai departe, mare, mare grijă, de aceea ideal ar fi, din punctul meu de vedere, pe proiectele noi, să nu ne băgăm așa rapid în prima zi, gata, acumulăm. Acum, nu zic că prețul o să facă dump tot timpul, ați văzut Celestia nu a stat prea mult jos, dar să nu fim prinși așa în capcanele fondatorilor proiectelor. De aceea eu am abordarea asta mai safe, de a investi, cum zic eu, în magazine de scule. Prefer să investesc în L1, L2, proiecte mari, unde efectiv, uite și proiectul ăsta, Ondo, e lansat pe mai multe rețele, e pe Ethereum, e pe Solana, e pe Injective și atunci, și dacă ăsta, să zicem, ar da fail, pentru că sunt măgari cei din echipă și așa mai departe, chainul principal pe care s-a lansat Ethereum nu moare, Solana nu moare, Injective nu moare. Asta e gândirea mea. Până la urmă, tot ce fac pe acest canal este să vă exprim
Ceea ce văd eu nu înseamnă că eu dețin viitorul. Hai să trecem la următoarea știre interesantă. Cei de la Massa au strâns 5,4 de milioane de dolari într-un seed funding, astfel încât să construiască o rețea personală pe AVAX. Vedeți? Exact ce am zis mai devreme. Eu investesc în chain-ul principal, magazinul de scule Avalanche, și acest proiect Massa poate să aibă un mega succes sau poate să fie un eșec resunător. Pe AVAX sunt sute de alte aplicații gen, să zicem, Massa. Asta are succes bine, n-are succes bine alta și așa mai departe. AVAX rămâne. Voi trebuie să înțelegeți ce vă explic acum ca o chestie de risk management. Cu cât te duci mai în jos pe un chain, cu atât este și riscul tău mai mare, chiar dacă în teorie și potențialul de câștig este mai mare. Dacă o țineți minte pe doamna aceasta, Lynn Alden, este un mare expert macroeconomic. Am mai urmărit-o acum mulți ani pe când mai posta așa pe YouTube. Ea spune că toate aceste Bitcoin Spot ETFs nu vor afecta prețurile din cripto. Nu consider că acestea vor fi un catalist pentru un bull market pe care îl dorim foarte mulți. Acum anunțul l-a făcut pe un canal de YouTube, acest Blue Collar Bitcoin YouTube channel, și a spus că spot Bitcoin ETFs won't really affect my view on the direction over the next 2 years, but they could add more strength upwards compared to the situation where they didn't exist. Deci a spune că aceste Bitcoin Spot ETFs nu vor afecta foarte mult direcția pieței în următorii 2 ani, dar vor adăuga așa o mai multă putere când, așa, în viitor, când comparăm cu situația dacă nu ar exista. Și acum ea spune că, for example, I doubt that spot ETFs will be the driver of the next bull market, but I think they could be another entry convenience that could make the bull market better than it would have been without them. Remember, money ironically tends to chase price. Și ea spune că, de exemplu, ea spune, se îndoiește că toate aceste spot ETFs nu vor fi catalizatorul care va duce la următorul bull market, dar crede că pot să fie așa o plus valoare, ca să zic așa, astfel încât să facă bull marketul mai bun decât dacă nu ar exista. Deci efectiv tipul asta care e macro expert și așa mai departe a vorbit ca Băsescu. Iarna nu-i ca vara și așa mai departe. Deci efectiv n-a zis nimic din punctul meu de vedere. Acum, dacă mă interesează părerea mea, v-am zis de atâtea ori și în video de ieri, pe termen scurt, nu sunt o chestie bună, toate aceste ETF-uri sunt o chestie buy the rumor, sell the news, se vede și pe grafic, dar pe termen lung, din punctul meu de vedere, sunt ce trebuie, dar pe mulți ani, la fel cum s-a întâmplat și pe acel spot ETF de pe aur, dacă vă uitați pe așa un termen foarte lung, a dus la creșterea prețului, până la urmă și fără ETF-uri și cu ele, oricum prețul ar fi crescut, pentru că asta înseamnă active. În perioade când Fed stimulează economia, cresc. În perioade când efectiv Fed dă noi, scad. Asta se întâmplă și pe bursa americană, asta se întâmplă și pe mărfuri, asta se întâmplă și pe aur, dar ce e important din punctul meu de vedere, faptul că avem spot ETF pe Bitcoin și poate în următoarele luni sau maxim un an și pe Ethereum, din punctul meu de vedere, arată în piață mai multă încredere. Faptul că acest spațiu, măcar două monede, cum am zis, Bitcoin și Ethereum, sunt reglementate în niște ETF-uri de cele mai mari companii care la fel au ETF-uri pe bursă, pe aur, pe obligațiuni, gândiți-vă la, nu știu, colegul vostru, prietenul vostru. Probabil majoritatea dintre prietenii voștri, Bitcoin e un scam, nu există, deci este prostii, păcănele și așa mai departe. Și tu când o să zici, păi, știi că tu cumperi ETF pe S&P 500 de la BlackRock? Da. Păi știi că tot BlackRock are și spot ETF pe Bitcoin? Serios? Da. Care mai e diferența între cele două? Păi, tot așa reglementate, tot așa de cele mai mari companii din lume. Și atunci, ajută. Și încheiem cu o știre din partea celor de la Luna. Terraform Labs, cei care sunt în spatele proiectului, au aplicat pentru faliment în America. Știrea a venit acum câteva zile. Deci Terraform Labs este compania care este în spatele proiectului Luna. Și dacă mai țineți minte cu acel UST, cu Stablecoin Algorithmic, a depus actele pentru Chapter 11, Bankruptcy Protection, Statele Unite, ca un fel de insolvență la noi în Europa. Și acum ei spun că
Acum, datele au fost depuse, cererea la instanța din Delaware și îi spun că au datorii și eseturi între 100 de milioane și 500 de milioane. Acum, din punctul meu de vedere, era o chestie doar de timp până să se întâmple. Până la urmă, problema este alta. Oamenii și-au pierdut o grămadă de bani și o să rămână cu ei pierduți pe viață. Asta nu-mi place, din păcate. De aceea, vă mai zic încă o dată, mare grijă în spațiul cripto. Nu riscați mai mult decât este cazul. Orice chestie care sună în teorie mult prea bine, de cele mai multe ori este un scam. Hai să o luăm logic. Care erau șansele ca un yield, un randament de 20% să fie sustenabil pe termen lung? Nu avea cum. Asta au oferit cei de la Luna. Pe asta a crescut foarte mult proiectul, pe lăcomia oamenilor care au crezut că se îmbogățesc fără să mai riște și să mai fie volatile, ca să zic așa, active. De ce să mai cumpere Bitcoin și Ethereum care ba cresc, ba scad, nu ar fi dormit noaptea, că dacă și parcă, nu mai bine bag o grămadă de bani și iau 20% randament? De ce să-mi bag bani într-un depozit, într-o bancă americană, unde îmi dă ceva? De ce să cumpăr obligațiuni, unde dă nu știu cât? 20% înseamnă enorm, înseamnă caritas, din punctul meu de vedere. Și atunci a mers un an și ceva petrecerea până efectiv s-a prăbușit, știe toată lumea, și atunci acum au depus și cererea de faliment. Cam acestea ar fi cele mai importante știri din spațiul cripto. Revin așa la prima știre, ca să vedeți prețul Bitcoin este 38.708 la momentul în care filmez. Din punctul meu de vedere, vă mai zic încă o dată, aceste perioade, ce se întâmplă acum, n-ar trebui să vă sperie, ar trebui să fie doar oportunități prin care voi ceilalți care aveați cash pe care nu l-ați folosit în 2023, aveți ocazia să intrați la niște prețuri bune. Și cei care aveți, să zicem, medii mai mari, că ați făcut, să zicem, FOMO și ați cumpărat proiecte ok la prețuri mari, acum aveți ocazia să vă scadeți media, dar ce trebuie voi să înțelegeți că trebuie să aveți răbdare, nu înseamnă că Bitcoin nu se poate duce mai jos, dar la fel, poate să fie acesta un bottom local și de aici să vină o creștere. Nimeni nu știe până la urmă viitorul, dar ce trebuie să știți voi, vă zic cum gândesc eu. Uite, am cumpărat, nu mă ascund, am cumpărat SEI astăzi. Eu sunt conștient că aș fi putut cumpăra mult mai ieftin acum câteva luni, că nu o să mai ajungă 99% la cele prețuri, dar pentru mine, pentru portofoliul meu, faptul că am făcut un prim DCA în SEI la prețul de astăzi, eu sunt fericit. Eu știu că o să fac bani pe termenul și cu acest preț și cu aceste monede luate. Le-am pus la stake, nu mă interesează, nu fac trading. Dacă se duce mai jos în următoarele luni, o să continui să fac ceea ce am făcut și până acum, o să fac DCA dinamic, o să-mi scad media și o să am răbdare. Chiar și acum, când vedeți prăpădul ăsta și candele mari roșii, eu sunt pe profit și profit bun. Evident că nu este la nivelul din decembrie, dar chiar și acum eu am câțiva X pe portofoliu. Și atunci, dacă pentru mine a funcționat, credeți că pentru voi nu va funcționa? Eu zic că da, fiți investitori, vă aștept în caz că vă interesează, astăzi de la ora 8 o să am live cu membrii, o să prezint top 5 monede pe care eu le mai urmăresc să le acumulez în acest an, restul nu mă mai interesează, vă aștept, mulțumesc pentru vizionare, pa, pa!